În noapte în Madagascar și întreaga junglă face nani. Să-l liniști hipopotamii sub raza lunii de creștări. Astăzi, la Stare de Spirit, am încercat să aflăm părerea oamenilor cu privire la evoluția României în perioada post-decembristă, mai ales că a trecut un sfert de veac de la Revoluția din 1989. Astfel, schimbările, dacă au fost, cum au fost și ce urmări au avut sau vor avea, așteptările sau regretele oamenilor, starea lor socială, materială și culturală. Am încercat să o aflăm la Starea de Spirit. Cum vedeți dumneavoastră România la 25 de ani de la Revoluție? Ar trebui să o văd mai bine, având în vedere că am văzut-o și înainte de 89 și o văd și acum. Mai sunt încă multe de făcut. Să încearcă niște modificări esențiale care speranța românilor este să dea rezultate, dar să așteptăm întâi să se întâmple. Au trecut totuși 25 de ani. Pentru istoric este puțin, pentru viață este mult, dar s-a pornit greșit de la început și nu este bine. Sau n-a fost bine până acum. Speranța sper să se schimbe ceva. Clasa politică în general trebuie să înțeleagă că așa nu mai merge. Au ținut-o așa 25 de ani și au cules rezultatele. Era mai bine înainte de Revoluție. Nu. Exclus. Cine spune așa ceva, mă rog, să numesc nostalgici, nu știu că termenul este cel mai bun, libertatea nu are preț. Ea trebuie înțeleasă din toate punctele de vedere, nu ca o anarhie, trebuie înțeleasă ca o libertate în sensul de a face ceea ce vrei fără să deranjezi pe cel de lângă tine. Cum vedeți dumneavoastră România la 25 de ani de la Revoluție? Prost. De ce spuneți acest lucru? Sărăcie. Guvernanții sunt puși pe căpătuială, fiecare cum ajunge acolo uită pentru ce a fost investit cu votul de către populație. Nu mai e încredere în ei și votul ar fi bine să fie obligatoriu prin lege, că poate în felul ăsta, ieșind mai mulți oameni la vot, se poate face o selecție bună a clasei politice. Era mai bine înainte de Revoluție? Nu. În niciun caz nu era mai bine, pentru că era îngrădit cu de toate. Ca să, pentru sărbători, acum să faci rost pentru familie de fructe, de citrice, de carne, era o adevărată bătălie. Era siguranța locului de muncă, dar ne mințeam. Singur ne furam căciula, nu era ceva sănătos, nu era sănătos. De fapt, înainte de 89 a fost un experiment, cum toată lumea știe, care a dat greș. Cum vedeți dumneavoastră România la 25 de ani de la Revoluție? Un pas înainte. Sperăm că se va face. Cu noile reglementări, cu noile nouă conducere, cu nouă președinte. Sperăm, cel puțin pentru dumneavoastră tineret. Ce s-a schimbat în bine sau ce s-a schimbat în rău după Revoluție, în toți acești 25 de ani? După Revoluție s-a schimbat tot în rău. Totul în rău. Și asta datorită vârfurilor, adică conducerii țării. Era mai bine înainte de Revoluție? Nu putem spune că era mai bine. Bine era dacă Ceaușescu dădea drum la oameni afară atunci, cum a făcut sârbii, cu Tito. Atunci era bine. Libertatea. Deci sperăm în libertate. Dacă ar fi să alegeți între democrație și comunism, ce ați alege? Democrația. Dar nu democrația înțeleasă cum s-a înțeles până acum. Democrația cu disciplină.